Concursul Fără Ură cu Toleranță, lansat cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet 2017, conține trei probe. Astăzi, elevii clasei 1A din cadrul Școlii Gimnaziale Oprea Iorgulescu, coordonați de profesorul pentru învățământ primar Simona Voiculescu, au derulat prima etapă a proiectului. Copiii au dezbătut în clasă posibilele cauze ale situației de bullying, precum și efectele lor pe termen scurt, mediu și lung asupra tuturor celor implicați, fie că acestea au rolul de victimă, agresor sau martor. În situația în care un coleg din clasa noastră sau din altă clasă a făcut ceva care v-a deranjat, puteți să-mi dați niște exemple? Mi-am sticluța cu o treabă afară și am văzut în casă și niște colegi au râs de mine. Când cineva împinge pe altcineva. Când cineva râde pe altcineva. Când cineva dă în altcineva. La activitate a fost invitat și consilierul educativ al unității de învățământ, care le-a explicat copiilor ce înseamnă să fii victimă, agresor sau martor al unei situații de violență. Agresorul, cel care jignește, cel care îl supără pe acela, care îl lovește, care îl împinge intenționat, care vrea să-i facă rău în mod intenționat unei persoane. Și întotdeauna fenomenul de bullying este intenționat și voit. Și avem agresorul și cealaltă persoană este victima. Victima este acea persoană care a căzut atunci când a fost împinsă, acea persoană care a fost lovită, acea persoană de care s-a râs. Și ea personal se numește martor, cel care vede fenomenul de bullying. Martorul, am spus că are un rol foarte important în fenomenul de bullying, și anume, martorul uneori poate să amplifice fenomenul de bullying. Și oare cum ar putea să facă asta? Să certe agresorul, da? Și atunci când agresorul este certat, se poate amplifica mai tare furia lui, iar martorul poate deveni chiar el victimă. În cadrul activității, școlarii și-au amintit o poveste care sublinia efectele pe care acțiunile negative le pot avea asupra unei persoane. Așa nu mai rele și tata s-a săturat de rele, okay. Și a spus că va bate câte o foie în ușă. Și chiar dacă a făcut foarte bune și tata l-a scos toate foiele, au rămas niște găuri. Cea de-a doua etapă a proiectului se va desfășura în prezența părinților, bunicilor și altor invitați speciali. Scopul acestei acțiuni este acela de a crește nivelul de informare și conștientizare cu privire la efectele bullying-ului asupra tuturor celor implicați, indiferent care este rolul lor în situația de agresiune. Concursul Fără Ură cu Toleranță este o inițiativă lansată de organizația Salvați Copiii în cadrul programelor educaționale Drepturile Copilului și Ora de Net, susținute de Ministerul Educației Naționale.